Un tânăr din Zmeieni a făcut o descoperire dezgustătoare. În timp ce lua masa cu familia, buzoianul a găsit un cap de broască în pâinea cumpărată de la magazinul sătesc, după ce mâncase deja din ea. Scârbit, acesta a luat bucata de pâine și a mers la magazin să ceară explicații. Să nu fie altceva, să nu fie gândac de... Nu e, măi, broască, mă. E broască toată ziua aia, mă, tu vezi că are gură. Uite la ea. Bărbatul a cumpărat pâinea de la magazinul din sat. În timp ce se afla cu soția și copilul la masă, femeia a observat că în pâinea aparent proaspătă este ceva, după ce au mâncat câteva felii din pâine. Nu mică le-a fost mirarea când au constatat că obiectul străin era chiar un cap de broască. Soția a realizat că în pâine este ceva. Uitându-mă mai bine, am realizat că este o broască. Bărbatul s-a întors la magazinul de unde a cumpărat pâinea să-l ceară socoteală. Am luat frumos colțul de pâine, am plecat la magazin de unde am cumpărat, am vorbit cu gestionarea de acolo. Reprezentanții magazinului se apără și spun că nu au nicio vină, deoarece ei doar comercializează pâinea, iar toată răspunderea pentru această problemă îi revine producătorului. În urma scandalului, patronii magazinului au renunțat să mai comercializeze produse de panificație de la respectiva brutărie din Buzău. Ce eu știu ce este în ea, n-am fabricat eu pâinea, deci cine a fabricat-o ăla să răspundă. Eu am renunțat, eu una, să iau pâine de la ei. Tânărul a luat legătura și cu reprezentanții brutăriei, dar nu a primit înțelegere din partea lor, ba mai mult, i-au închis telefonul în nas. Scârbit de întreaga situație, tânărul din Smeeni a făcut public incidentul, gândindu-se că alți oameni ar putea găsi și celelalte resturi din broască. Acum bărbatul își caută dreptatea la OPC și este hotărât să meargă mai departe în funcție de răspunsul primit. Am trimis un mail către oficiul Protecția Consumatorului și așteptăm un răspuns. Nu v-a dat niciun răspuns. Până acum nu. În urma șocantei descoperiri, familia nici nu mai vrea să audă de pâine și se gândesc cu groază că s-ar fi putut îmbolnăvi dacă nu observau la timp surpriza din pâine. Soția în niciun caz nu mai mănâncă pâine, îmbolnăveam și soția și copilul și eu.